Aflați, cum ai spus? Aflați cel mai mic număr natural X, pentru care fracțiile sunt ireductibile. Cel mai, mai mic număr natural. Număr natural. Nat. Da. Așa. Pentru care? X, natural X, pentru care fracțiile sunt ireductibile. X, pentru care fracțiile? Sunt ireductibile. Sunt ireductibile. Da. A. Te rog. 12 supra X plus 13. 12 supra X plus 13, da? Ce X se pun? Cel mai mic X care se poate cu putință, încât fracția să fie ireductibilă. 1. Dacă luăm pe X egal cu 1, deci pentru X egal cu 1. Putem pune 2. X egal cu 1 și facem 1. Ce devine? Pentru X egal cu 1 rezultă fracția. Scriem așa, pentru X egal cu 1 rezultă fracția 12 supra 1 plus 13, care face 12 supra 14, și care este, în momentul ăsta, simplificabilă. Se poate simplifica prin 2. Da? Deci se simplifică prin 2 și face 6 pe 7. Asta este reductibilă. Dar vezi, noi trebuie să punem X încât de la început să nu mai fie simplificabilă. Dar că este 2. Deci pentru X egal cu 1, e fals. Fals. Nu merge. S-a simplificat. Pentru X egal cu 2, ce devine? 12 supra 15. Deci, da, și este ireductibilă. Merge prin 3. Deci este reductibilă. Deci egal cu 4 pe 5, care este reductibilă. Și noi nu vreau să fie reductibilă. Atunci să zicem X egal cu 3. Ce se întâmplă pentru 3? Nici nu să nu merge. 12 supra 16, care se simplifică prin 4. Care va veni 3 pe 4. Deci este reductibilă. Nici asta nu mai de la mă. Pentru X egal cu 4. Ia să vedem ce se întâmplă pentru 4. Nici să nu merge. Ia să vedem. 12 pe 17. Asta e. 12 pe 17 este ireductibil, nu se mai poate simplifica pe nimic. Deci care este cel mai mic număr natural pentru care se întâmplă asta? 4, pentru primul caz. Și deci X egal cu 4. Mai departe. 12 supra 4 plus 13. Și rezultă 12 supra 17. 17. E clar. Mergem mai departe. Da. Alt exemplu. B. X plus 18, totul supra 16. X plus 18, totul supra 16. 16. E cam mai departe cum? Ce X se pune acolo? 9. Putem de la 1 da. De la, de ce la 1 până la 9? A, dar de fapt merge. De ce a spus până la 1 până la 9? Nu, până la, nu știu că nu. Dar merge cu 1. Ia să vedem 1. Deci pentru X. 19 supra 16 nu mai este. Pentru X egal cu cât? Cu 1. Rezultă fracția 1 plus 18 adică supra 16, adică 19 supra 16, care este ireductibilă. Deci bun, X egal cu 1, subliniem, am nimerit deodată. Asta e cel mai mic număr care se întâmplă să facă treaba bună. Eu trebuie să scriu și așa, X plus... Deci, scrii pe asta, probăm X, X acum am redactat aici. E perfect așa cum am făcut, da? Bun. Da. Ce? Ce-ul și ultimul. Da. 15 supra X plus 17. X plus 17. Ce X să nimerim noi încât să fie 1? Deci pentru X egal cu 1. Ba nu. Hai să zicem, de ce? 18, 3. Da, să scriem, ca să vadă tot omul. Deci rezultă că pentru X egal cu 1 se întâmplă, vine 15 supra 18, care simplifică prin 3, deci e reductibilă. Și care este egal cu 5 pe 6, nu? Da. Deci este reductibilă. Apoi, X egal cu 2, să vedem ce se întâmplă. Se întâmplă următorul lucru. Da. 15 supra 18
Ăsta e număr prim. Deci când dăm peste un număr prim, cum e 19, care nu are alți divizori, deci e clar că ăsta este ireductibilă și x egal cu 2 este cel care ne interesa. Da? X egal cu 2 este numărul care ne interesa. Mergem mai departe. Imediat. 12. Da. Determinați mulțimile. D egal cu. Deci D egal cu. Egal cu. X. D aparține... egal cu mulțimea tuturor acelorași X. Da. Aparține... linioară, nu dau ce înseamnă. Aparține. Cu proprietatea. Da, cu proprietatea. Deci X aparține lui N, poate nu? Da, aparține lui N cu proprietatea. Proprietatea, că așa cum am spus, dă proprietatea de caracterizare a elementelor. Da. Cu proprietatea că 15 supra 2X minus 1. Da. Așa, aparține lui N, dublu baratul stângă. Deci aparține lui N? Dublu baratul stângă. Așa, da. Se scrie în număr natural, da? Așa scrie el. Deci, găsim toți acei X pentru care, după înlocuirea lui, să se împartă 15 la numărul respectiv. Da. Cât poate să fie 2X minus 1? Ca 15 să se împartă exact. 2x minus 1, adică ar putea fi 20. Păi, 15 la cine se împarte? La 3. La 3 odată. La 1. La 1. Deci, deci divizorii lui 15 ne întrebă. 20 cine, la 5. Cine sunt, cum se împarte la 25? 25. 15 se împarte la 25? Nu. Nu. Se împarte. Deci 2x minus 1 trebuie să fie divizorul lui 15. Deci, de 15, divizorii lui 15 la sunt... La 2x acolo e 2 ori x, nu? Da, 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 da. 2 ori x, să înțelegem. Aaa, credeam că e 2x normal, trebuie să aflăm 2x. A, așa ușor. 2 ori x. Deci, ori pun 2 ori x cum semnul mulțirii, dacă nu pun, să supunești că e mulțire. Gata, x este... O secundă. Hai să vedem toți divizorii lui 15. Cine sunt divizorii? 1, 15, 3, 5, atât. Atât. Și atunci înseamnă? Înseamnă că 2x minus 1, deci am cazurile, 2x minus 1 egal cu 1, da? 2x minus 1 egal cu 1. Rezultă 2x egal cu 2. Nu? Aducem 2 în parte. 2x egal cu 2 și deci x egal cu 1. Un prim x. Bun. Natural. Altă variantă. 2x, Ștefania, minus 1 egal cu cine? Păi, o să fie... Altă variantă din ăștia. 15. 15. Adică 2 ori x egal cu 15. Plus 1, 16. 16. Deci x egal cu 8, da? Da. Acesta este... Mai avem încă, mai avem de testat. 2x minus 1 egal cu 3. Dar am și posibilitatea să luăm toate variantele. Deci nu ne permite să scăpăm pe o parte din ei. Deci 2x minus 1 egal cu 3 rezultă 2x egal cu 4, adică x egal cu 4 împărțit la 2 face 2. Apoi 2x minus 1 egal cu 5 și înseamnă 2x egal cu cât vine? 6, și adică x egal cu 3. Iată, toate valorile acestea sunt valori care mă interesează. Și spunem că mulțimea D este formată deci D va fi formată din elementele da.
Ia să vedem. Din cine elemente este formată? Din astea care am găsit. 1, 8, 2 și 3. Deci D este egală cu mulțimea formată din elementele 1, 8, 2, 2 și 3. 3. Alo. Bună ziua. Dar sunt într-o oră de matematică. Sunt într-o oră de matematică. Da, uitați-mă. Alo. După 10. Așa. Deci asta ai cerut tu, să aflăm pe mulțimea aceasta. Răspunsul corect, mulțimea găsită este cea pe care am văzut-o aici. 1, 8, 2 și 3. Mai departe. E egal cu mulțimea. Mulțimea x aparține lui n, da, cu proprietatea că x plus 7, da, supra x plus 1 aparține lui n. X plus 7 supra x plus 1, da, aparține lui n. Yeah. Bun. Deci întrebarea este să găsim pe toți acei x pe care dacă îi înlocuim aici deja și știu. Facem deja ce știu. X? Adică facem, îl înlocuim pe x cu un... Cu 0 putem zice. Da. Sau cu 0. Deci pentru x egal cu 0. Pentru x egal cu 0 rezultă că avem 0 plus 7 supra 0 plus 1 egal cu 7 pe 1 și egal cu 7, care este număr natural. Da. Da. Da? Care este număr natural. Da. Deci 0 este un element corect, care îmi trebuie mie. Așa că îl voi pune egal cu mulțimea formată din 0. Mai pe departe, să luăm pe x egal cu 1. Ce se întâmplă la x egal cu 1? Ce să am? 1 plus 7 plus 1 plus 1. Deci 1 plus 7 supra 1 plus 1, care face 8 supra 2, care face 4. De data asta și ăsta e număr natural. Da? Așa ziceam că să înlocuim cu 1. Deci ai înlocuit cu 1. Și acum iată și 1 este bun. Îl pune și pe ăsta. Mai departe. Să luăm pentru x egal cu cine acum? Cu 2. Pentru x egal cu 2, înlocuim și vedem ce se întâmplă. Rezultă 2, 2 plus 7 supra 2 plus 1 și face 9 supra 3. De ce nu? 9 supra 3, 9 împărțit la 3 merge perfect și face 3. Care este număr natural. Da? Și pe ăsta îmi place. Și 3-ul ăsta. Păi nu, 3, ci 2. Deci cel care m-a asigurat împărțirea. Deci 2. Să vedem pentru x egal cu 3 ce se întâmplă. Pentru x egal cu 3 obținem ce număr? 3 plus 7 totul supra 1, care face calculul 10 supra 4. Se simplifică prin 2 și face 5 pe 2, care nu mai este număr natural. Da? Deci ăsta nu mai este număr natural și înseamnă că nu-l luăm. Nu-l convine. Îmi pare rău. Merg mai departe. Pentru x egal cu 4 să vedem ce se întâmplă. Rezultă că pentru x egal cu 4 voi avea 4 plus 7 totul supra 4 plus 1 și face 11 supra 5. Și nu este bun. Dar nici ăsta nu e bun. Nici ăsta. Pare rău. Deci eu nu știu că dacă de aici încolo. Nimeni nu mă poate convinge. Deci, nu? Deci e clar că Gică contra care e în bancă. Dares contra. Dares contra, da. Dares contra este cel care spune să încercăm și pe 5. Da? Și îl încerc și pe 5. X egal cu 5. Să vedem ce devine. 5 plus 7 totul supra 5 plus 1
și face 12 supra 6. 12 supra 6 și merge. Și Darius a avut dreptate. Și egal cu 2, care e număr natural. Iată că 5 după cum... Dar se repetă. Atenție, după ideea care avea Cristina, aceea de a ne fi oprit la 4, că chipurile nu mai merge, avea să fie o idee greșită. Iată că 5 a mers. Darius a avut dreptate. Să nu încercăm. Și atunci Darius încă spune, el încântat de reușită, să încercăm și pentru 6. Și eu zic, pentru x egal cu 6, Cristina, ce devine după 6? 6 plus 7 pe 6 supra 6 plus 1 egal cu 13 pe 7 care nu se simte. 13 pe 7 care nu mai este natural. Și eu am greșit din nou. Nu numai că... Următoarea nu o să merg, eu după o să merg. Așa pârnești, da? Hai să vedem. Deci pentru x egal cu cine acum? 7. Pentru 7 rezultă că 7 plus 7 supra 7 plus 1 care face 14 supra 8 simplificăm prin 2 și face 7 pe 4 nu mai este număr natural așa că pică și ăsta. Acum să meargă, da? Tu așa zici, da. Ștefania, să vedem. X egal cu 8 rezultă că 8 plus 7 7 supra 8 plus 1 8 plus 1 15 15 pe 9 care simplifică prin 3, cât? Prin 3 și ea te face 5 pe 3 nu? Care nu mai este număr natural. Iată că Ștefania nu mai e. Ai data viitoare. Data viitoare. Dar tu sesizezi un lucru. Nu avem niciun motiv să ne oprim. Da. Poate undeva mai târziu poate să meargă. Este ce o regulă care noi nu ne dăm seama. Mai terminăm exercițiul ăsta vreodată? Nu. Deci dacă mergi... Să continuăm la... Deci putem continua la nesfârșit. Trebuie să ne vină o idee mai deșteaptă. Eu zic să facem noi cu cele care ne ieșit până acum. Și să ne oprim așa? Dar nu-i bine, Darius. Nu-i bine. N-avem o justificare să ne oprim undeva. De ce nu... vezi că am lăsat deschis aici. Există posibilitatea să mai găsim elemente. Ai tu convingerea că nu merită, că de aici încolo, de la 7, de la 8, la 9... N-ai convingerea. Și trebuie să demonstrăm că poate nu mai merge. Deci trebuie să justificăm clar, să demonstrăm că nu mergem mai înainte. De aici încolo, da? Da. Ei, mi trebuie o idee. Foarte tare. Mi trebuie o idee deșteaptă. Frumoasă. Ei, cum să o găsim pe aceea? Aia frumoasă. Luăm condiția de aici și încercăm să o prelucrăm. Am mai pățit noi așa. Da? Voi ați învățat că 5 pe 2, buloare, plus 7 pe 2, când au aceeași unitoare, adună numărătorii și face 12 pe 2, da? Deci se poate face calculul ăsta. Acum să luăm invers. X plus 7 supra X plus 1 poate fi văzut să umblăm la 7 ăsta și să-l vedem pe 7 ca fiind 1 plus 6. Deci pot să spun X plus 1 plus 6. Că 1 și cu 6 face 7. Da. Totul supra X plus 1. Și avem aici două numere. Ăsta e 1 și ăsta e 6. Și ne putem imagina două fracții care au numitorul X plus 1, cum a fost aici 2, și am adunat numărătorii. Cum am adunat pe 5 cu 7. Rolul lui 5 îl joacă X plus 1 și al lui 6, iată, 7-le de aici. Și atunci înseamnă că dacă s-au adunat, ele au provenit înainte de la X plus 1 supra X plus 1 plus 6 supra X plus 1. Deci, iată dacă le adunăm pe cele două fracții, cum se adună? Două fracții care au același numitor. Adunăm numărătorii între ei, da? X plus 1 plus 6 și copiem numitorul.
Acum, x plus 1 supra x plus 1? Cât face x plus 1 supra x plus 1? 1. Da. Este fracție echilunitară cu numărător egal cu numitorul. Sau putem simplifica x cu x. Cum așa? Nu, totul. Și rămas 1 și 1. Și egal mai departe cu 1 plus 6 supra x plus 1. Deci, condiția care ne-a dat autorul, ce condiție ne-a dat? X plus 7. X plus 7. Totul supra x plus 1. Da? Condiția x plus 7 supra x plus 1. Se scrie egală cu ceea ce am prelucrat noi. Egală cu 1 plus 6 supra x plus 1. Și anume, ce trebuia să se întâmple cu asta toată? Cu ce fel de număr trebuia după înlocuirea lui x? Ce fel de număr să fie? Natural. Da? Nu trebuia să fie număr natural? Că așa fusese în discuție, da? Deci, ăsta e număr, să fie număr natural. Așa ne-a cerut în condiții. 1 este număr natural. Deci asta aparține numărul natural dacă asta de aici, 6 supra x plus 1, e număr natural. Pentru că, vedeți, am descompus condiția dată de el în 1 plus ceva. Acel ceva, dacă e tot număr natural, 3, 4, 1 și cu 3 face 4, 1 și cu 5 face 6. Deci se poate, am transcris condiția cerută de autor în condiția asta de aici. Deci, zice și noi. X plus 7 supra x plus 1 e număr natural dacă și numai dacă egal la sa, adică 1 plus 6 supra x plus 1, toată asta să fie număr natural. Dar 1 ce fel de număr este? 1 ce fel de număr este? E natural. 1, 2, 3, 7, număr natural. Deci cine trebuie să fie acum natural? 6 supra x plus 1. Deci asta se întâmplă dacă și numai dacă 6 supra x plus 1 e număr natural. Și când 6 supra x plus 1 e număr natural? Când ăsta de aici este un divizor al lui 6. Adică 12. Deci, nu 12. Tu confuzi multiplu cu divizorul. Care divizorul, zicea parte la 6, adică deci divizorul sunt numere 2, mai mici. 3, da? Deci și 6. Divizorii. E mai mici. La care 6 se împarte exact. Ce-i spus 12, 18, se cheamă multipli. Da? Deci, asta e număr natural. Dacă și numai dacă, x plus 1 aparține divizorilor de indice, 6. Care sunt? Care sunt divizorilor 6? Divizorilor 6 sunt 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3 și 6. Deci, avem pe rând. X plus 1 poate să fie 1, poate să fie 2, poate să fie 3, poate să fie 6. Da? Deci de acolo avem x plus 1 egal cu 1, ceea ce mă duce la x egal cu 0. Da? 0 este un element deștept și l-am găsit. Da. L-am găsit. Apoi, x plus 1 mai poate să fie niște mâine cine? 2. 2. X egal cu 1. Deșteptul de x l-am găsit mai înainte. X plus 1 poate să fie 3. X egal cu 2. Și pe ăsta l-am găsit. X plus 1 egal cu 6. 5. Iată motive foarte clare că trebuie să ne oprim la 5, că oricât am mai căutat noi alții, niciunul nu mai merge de aici încolo. Știi că tu bănuiai să meargă 7, 8, 9, da, și mai departe. Și eu bănuiam să se oprească la 3. Și tu bănuiai să se oprească la 3. Și ziceam că poate merge și așa. Poate mai încă merge.
n-aveam motive, acum avem motive riguroase. Am demonstrat clar că doar acestea sunt elementele. Deci mulțimea pe care ai cerut-o tu, Darius, e formată doar din elemente 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2 și 5. Numai acestea, după înlocuire, se întâmplă ca împărțirea să facă exact. Mi se pare că este foarte frumos. De aceea nici nu vine să plec de lângă el. Deci, în prima fază, vă amintiți, am pornit prin încercări. Am vrut noi să măturăm 0, 1, 2, 3 și mai departe. O parte a mers, dar deloc încolo părea că nu mai merge deloc. Însă nu avem niciun argument să spunem că de la un loc încolo nu mai merge și nu are rost să mai testăm, să mai ne întrebăm. De aceea am transformat relația dată. Ăsta e momentul cel mai tare al ghișițului. De aceea se rugăm să dea ce să facă prietenii. Like și share la momentele cele mai tare ale ghișițului. Deci iau condiția x plus 7 supra x plus 1 și sunt atât de inspirat aici când o zic pe 6. Dar deci știți voi de ce n-am zis pe 7 ca 6 plus 1? De ce n-am zis pe 7 ca 6 ca 5 plus 2? Pentru că aici 6 era mai aproape de 7. Poate și așa, dar altul motiv. Că 6 se împarte. Nu, ca să-mi fac rost de x plus 1. Aha. Ăsta e motivul șmecher. Deci, mie nu-mi trebuia x plus 2 și 5 supra. Că venea x plus 2 supra x plus 2, e supra x plus 1, nu se mai simplifica. Deci mi-am pus în evidență numitorul x plus 1 la numărător. Deci foarte tare, foarte, foarte tare este momentul acesta. Like și share, nu uitați. Da, să nu uite prietenii noștri, este extraordinar. Ne supărăm. Cam tare. Deci punctăm acest lucru că este momentul de vârf al ghișițului. Pe 7 îl zicem ca 1 plus 6, pentru că în perspectivă vedem ce? X plus 1 supra X plus 1, când distribuim la cele 2, se simplifică și rămâne 1 supra 6 plus X plus 1. Și cum vroiam ce? În condiție ca X plus 7 supra X plus 1 să fie natural, de fapt trebuie mutată problema în 6 supra X plus 1 natural, că 1 deja este. Deci, când am dus problema ca 6 supra X plus 1 să fie natural, trebuia să înțelegem că X plus 1 trebuie să fie divizor al lui 6. Ca împărțirea să facă al lui 6 exact. La 5 se împarte exact? La 1, la 6, la 2 și la 3. Și am luat pe rând toate cazurile și aceștia m-au dus, toate cazurile acestea rezolvate, m-au condus spre valori 0, 1, 2 și 5. Numai atâtea sunt. Pentru că nu mai am alți divizori lui 6. Nu mai am copii alți divizori al lui 6. Decât pe 0, decât 1, 2, 3 și 6. Foarte, foarte frumos e ghișițul. Așa sunt încântat când îți mulțumesc că ai venit pe ghișițul ăsta. Păi mai am... Și mai ai de astea, nu? Mai am încă două la ghișițul ăsta și încă două exerciții. Deci... Asta e abia exerciții. Așa. Deci foarte frumos e ghișițul. E extraordinar. Da? Extraordinar de tare. Așa. Să zicem. E egal cu x aparține lui n cu proprietatea că 27 supra 2x plus 1 aparține lui n. Deci cum spunem? E egal cu... Mulțimea e este egală cu... Cu x aparține lui n cu proprietatea că 27 supra 2x plus 1 aparține lui n. Deci e egal cu mulțimea. E egal cu mulțimea. X aparține lui tuturor x-lor. Natural. Cu proprietatea că 27 supra 2x plus 1 supra 2x plus 1 aparține lui n. Număr natural. Aici suntem fericiți. Avem un număr. Da. Și ca să fie număr natural, cine trebuie să fie 2x plus 1? 3. Divizorii lui? A, divizorii 27. Deci, zicem, 27 supra 2x plus 1 este număr natural, dacă și numai dacă, 2x plus 1
aparține mulțimii divizorilor, mulțimii tuturor divizorilor lui, tuturor divizorilor cui? Lui 27. Adică 3. 27. 1, 27. 3. 3. Și atât. Numai atât? 9. 9? 9. 9. Deci 1, 27, 3 și 9. Atâta. Bun. Și luăm pe rând. Și acum zicem, 2x plus 1 este odată egal cu 1. Și atunci 2x egal cu 0. Adică x egal cu 0, nu? 2 ori 0 face 0. Apoi 2x plus 1 egal cu cine? 2. Egal cu... Nu cu 2. 27. 27, da? Celălalt 27. Rezultă 2x egal cu... 27 minus 1. 26. Adică x egal cu cine? 26 împărțit la 2, 13. Da? Și bun. Apoi 2x plus 1 egal cu 3. Adică 2x egal cu 2. Adică x egal cu 2 împărțit la 2, 1. Și ăsta e bun. Și 2x plus 1 egal cu 9. Adică 2x egal cu 8. X egal cu 4. Și astea sunt toate valorile. Așadar, X și care cerea butorul, așa se mulțime E. Deci E este egal cu elementele. Am găsit mulțimea E egală cu cine? Cu cine? Care sunt elementele care le-am găsit? 0, apoi 13, 1 și 4. Da? Ele sunt cele 4 elemente pe care dacă le înlocuim aici, ia să locuim cu 0. Vine 27 supra 2 ori 0, 0 și cum? 27 supra 1, 27 se împarte la 1. Și bun. E perfect. Dacă locuim cu 13. 27 supra 2 ori 13, 26 plus 1 face 27. 27 supra 27 iar face 1. Perpui cu 1, 27 supra... Deci am găsit corect problema. Dar am avut bate, să spune pe cea dreaptă. Am avut bate, că aici am avut un număr. Când avem un număr, e liniște. Ne descurcăm ușor. Dar când nu avem așa ceva, e o problemă complicată. Hai să vedem. G egal cu... Mulțimea G egală cu... tuturor x-ilor. Cu proprietatea. Cu... aparține. X aparține lui N. Așa, tuturor x-ilor naturali, natural, mai naturali. Da. E o poveste pentru care? Așa, pentru care 2x. Ah, 2x. Plus 5. Plus 5 supra 2x plus x supra x plus 1. 1. Aparține lui N. Aparține lui N. Așa, mă, dar uite ce baftă am acum. Că nu-i ca înainte 27 un număr sau știu ce, ci o fracție să fie număr natural. Deci, 2x plus 5 supra x plus 1 să fie număr natural. Suntem într-un moment dificil, chiar greu aș spune, pentru că prin încercări nu ne-am fript odată. Da. Deci problema nu merită, nu se epuizează prin încercări. Că avem toate numerele naturale de încercat. Ori sunt o infinitate, nu merge treaba așa. Atunci, trebuie să luăm condiția asta, fracția asta, să o prelucrăm. Deci o luăm deoparte. Să zicem 2x plus 5 supra x plus 1. Și visăm. Visăm. Ce bine ar fi. Știți cum e? Ce care e o problemă matematică. Nu mai încerca să trageți de timp. Oricum, mai aveți câteva minute de aici. Au venit cealaltă grupă? Au ieșit 26. Da, nu au venit încă. Să vină, nu?
Voi rămâneți la grupa cealaltă, că facem cu numere zecimale la grupa, la clasa a patra. O să vedeți frumos predau. Da, să știți că se fac. Nu, eu noi nu știm decât, cel puțin eu nu știu decât prin 10. Nu, păi să știu și eu. Nu, da, mă interesează să înțelegem de jos, că tu mai am înțeles foarte. Domnul, nu mai trebuie de timp. Da, să mă întrezi mai aici. Așa, 2x plus 5 supra x. Putem face direct așa, înlocuim pe 2x cu 5, să vedem dacă îl dă. Păi dar dacă ne ducem pe în valoare, nu iese ghișiță. S-a spus, s-a spus că nu merge. Visăm. Ca să visez. Să vezi dacă râd la visul acela la care visez. Hai să visăm că suntem în Hawaii. Uite la ce visăm. Visăm la două fracții. Da, visez la două fracții adunate. Asta să aibă x plus 1. Asta x plus 1. Și sus să fie ceva, că se poate simplifica. Iar aici e un număr. Aici visez să fie așa, 2 pe lângă x plus 1. Că dacă ar fi 2 pe lângă x plus 1, x plus 1 cu x plus 1 se simplifică și rămâne 2. Da, visez prea mult, deja. Foarte mult visez. Deci visează până neștire, așa, până să am măsură. Deci 2 pe lângă x plus 1, x plus 1. Și acum, când disfac, aici vine 2x, 2 ori x, distributivitatea. 2 ori x plus 2. Și ca să arăta 5, câte ar mai trebui astea? 2x plus 2, câte ar mai trebui? 3. 3 ai să fie. Ați visat foarte mult. Foarte mult și foarte, foarte frumos. Așadar, înseamnă că pe 2x, pe 5 îl să scriu ca 2 plus 3. Da? Da? Și acum, în varianta aceea care am vrut de-a trecută, deci iau așa deoparte. 2x plus 2 plus 3, totul supra x plus 1, deci 2x plus 2 plus 3, totul supra x plus 1, egal cu 2 pe lângă egal cu 2x plus 2, prima echipă, uitați asta, 2x plus 2, supra x plus 1 și plus 3 supra x plus 1. Și acum dau pe 2 în factor comun, da? Și este egal cu 2 pe lângă x plus 1 supra x plus 1 și plus 3 supra x plus 1. X plus 1 cu x plus 1 se simplifică. Da, și mai rămâne 2 plus, deci egal cu 2, plus 3 supra x plus 1. Și iată, vom spune acum, că avem 2x plus 5 supra x plus 1. Deci 2x plus 5 supra x plus 1 este așezat, este aranjat de tipul 2 plus 3 supra x plus 1. Deci e aranjat șmecher, cât se poate de șmecher, 2 supra x plus 1. Da? Și atunci, asta e naturală, dacă asta e naturală. Deci 2x plus 5, totul supra x plus 1, este număr natural, dacă și numai dacă, 3, 2 din față este număr natural, dacă și numai dacă fracția următoare, 3 supra x plus 1, este număr natural. Și când se întâmplă asta? Dacă și mai dacă... Când se întâmplă treaba asta? Dacă ăsta de jos este un divisor al lui 3. Că acum sunt fericit. De ce sunt fericit în momentul de față? Fiindcă am un număr sus. Cum a fost doar înainte 27. Deci am transcris-o, am aranjat-o în varianta convenabilă mie și acum înseamnă că x plus 1 x plus 1 trebuie să aparține divizorilor lui 3. Care sunt divizorii lui 3? 3. Și atât. 1 și 3. 1 și 3. Și zicem o dată. X plus 1 egal cu... X plus 1 egal cu 1. Și X plus 1 egal cu 3. De la X plus 1 egal cu 1 înseamnă că X egal cu 0. Da. Și
și din coace x egal cu 2. Deci doar două elemente are. G-ul are doar două elemente. G-ul e format din mulțimea elementelor 0 și respectiv 2. Și cu asta am făcut exercițiul. Nu mai încerc niciun x. Niciun x. E prea orice alt x aș încerca. Nu că e obositor. Nu va merge. Doar cu 0 și 2. Iată cu 0 dacă înlocuiesc, cât da fi? 2 ori 0, 0. Și cu 5, 5. Supra 0 și 1, 1. 5 pe 1, 5. Cu 2 dacă înlocuiesc. 2 ori 2, 4. Și cu 5, 9. Supra 4. Asta au fost 4. Probleme de astea, să vedeți la 3 stele cum acum. Hai, dar nu mai e timp. Nu, rămâne în continuare, că fac cu cele 4-a, vezi ce frumos. Așa. Poftim? Dacă tu nu poți să rămâi, rămâne Paul. Nu am nicio... N-am cum să-ți răspund. Dar tu am înțeles că ți sunt clare greșițile. Da. Eu rămân pentru că rămâi în continuare, sunt greșiți foarte frumoase. Așa. Deci aici cât vine? 2... 2 ori... cu 2, da? 4 și cu 1, 5. Aici vine 2 ori 2, 4 și cu 5, 9. Și cum cu 2 nu merge? Dar nu-i 2x, era x mai. Așa. Aici x era, că vedeam... Mai vedeți dacă da. Vi s-a spus mult. Da, mă duc aiurea, da? Deci 4 și cu 5, 9. Cu 2 și cu 1, 3. Nu împărțit la 3, merge 3. Deci e bine. Orice alt x ați înlocui, nu mai dă nimic. Te rog... Așa. 14. Arătați că următoarele fracții sunt, dacă ghiciți, ireductibile. Arătați că următoarele fracții sunt ireductibile. Sunt singure. Ia să vedem ce fracții. Așa. N plus 5. N plus 5 supra. N plus 4. Deci să arătăm că asta e n plus 5 supra n plus 4 este ireductibil. Putem zice 1 plus 1. Înlocuim pe n cu 1 și fac cu 6 supra 4. 6 supra 5. 6 supra 5 vine. Da. Da, da. Indiferent ce n punem aici. Puneți voi orice n și totdeauna va fi ireductibilă. 7. Da, găsim. Înlocuim pe n cu 2 și zicem 5 plus 2 egal cu 7 plus 4 egal cu 6. Deci 7 supra 6 este ireductibil. Dar trebuie să spui indiferent ce nu vei pune. 100 și vine 105 supra 104. Da. De ce? Sunt două numere consecutive astea. N plus 5, N plus 4 sunt unul după altul. Și două numere consecutive niciodată nu au un divizor comun. Da. Deci spune și noi asta. N plus 4 și N plus 5 sunt consecutive. Da? Sunt consecutive și atunci nu au niciun divizor comun. Păi, dacă am pune la 5 l-am adăugat pe 1 și la 4 l-am adăugat pe 2. Pe cum să le adaugi pe 2? Că același nu trebuie să pune. Deci același nu. Dacă sunt consecutive? Păi sunt, N plus 4 și N plus 5 sunt numere consecutive. Și niciodată n-au vreun divizor. Mai avem 25 de minute. Pardon. 5. Nu 20. Ce 20? Și 17 și 35. Da. Deci s-a dus timpul, nu? Cum să zice? Am intrat în timpul ăsta la dreapta clasa 4. Nu. Da, eu zic, Daria bate la ușă. Așa că, zice, atenție că ați intrat în timpul nostru. Dar o invităm pe Daria să vină și cu Darius. Hai, Daria. Davide, da? Să vină pentru că... Nu, dacă nu poți să mai rămâi, dacă ai putea să rămâi, m-aș bucura. Ce fac? Ce faci? Da. Mâine vreau să ajung la mama să mă sune când este la birou dimineața, da? Roagă-o să ajung la aia, că am ceva să fac după. Haideți să... Davide și cu Daria. Vedeți că am niște chestii foarte tare. Foarte tare. Fracții decimale. În prima bancă. În prima bancă. Hai. Nu, aici e prima bancă. Așa.
Da, bine, și cu... Stai și după aur. Da. Să oprim un pic. După care să pornim din nou. Ce seara bună!